Ați prins faza asta când Andrei și Simona erau afară în balansoar și a venit doamna Ana, i-a întrebat dacă îi deranjează. Ei au spus că nu, niciodată. Și doamna Ana le-a spus ceva de genul: relația voastră va merge și afară, că voi sunteți genul de oameni care puteți construi și care puteți construi o casă de la temelie. Și spunea că vorbește metaforic, că de fapt se referea la relație și așa mai departe. Eu ce am înțeles din ceea ce a spus dânsa, am înțeles că Andrei va pleca vineri, gen, că dânsa simte că Andrei va pleca și cumva îi liniștea că sigur o să le meargă relația și afară, că ei ar putea să construiască încă de la temelie și că să nu aibă grijă sau ceva de genul. Eu m-aș întreba de ce nu s-a dus dânsa să îi spună lui Alex și lui Irina așa. Că bănuiesc că ar fi fost mai potrivit decât să vină la Andrei, pe care a spus că îl susține în casă. Cam cum îl susține afară din casă sau cum?